În fiecare an de sărbători, copiii din școli și grădinițe primesc cadouri de la Moș Crăciun cu ajutorul administrației locale, care se ocupă să împacheteze și să distribuie pungile cu cadouri tuturor instituțiilor de învățământ. De această sarcină s-au ocupat angajații Serviciului de Învățământ, coordonați de Elena Toaderu. Aceste cadouri au venit în urma scrisorii trimise de Primăria Municipiului Giurgiu cu ceva timp în urmă, pentru copiii de la unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu. Și fiindcă Moș Crăciun a primit și scrisorile de la copii, ne-a lăsat o listă cu rugămintea să facem noi pachetele, a venit cu marfa Angro și rugămintea să facem noi pachetele pentru copii, pentru că dumnealui se grăbește, are foarte mult de colindat. Pungile cu dulciuri au ajuns deja la cele mai multe dintre grădinițe și școli. Mai avem de împărțit la 3 unități de învățământ. La școala generală numărul 10 le avem gata pregătite, acum urmează să anunțăm să vină să le ridice, la școala generală numărul 4 și la școala generală numărul 8.